Mare atenție la ce postați pe rețelele sociale, pentru că mai nou polițiștii monitorizează inclusiv conturile de Facebook, Instagram și TikTok. De la începutul anului, ei au descoperit și reținut mai multe persoane care au comis diverse infracțiuni și au făcut publice imaginile. Este și cazul unui tânăr din județul Ilfov, care a fost reținut recent. Iubita lui postase pe TikTok un clip în care individul conducea o mașină, deși nu are permis de conducere. Polițiștii îl pândeau de ceva vreme, îl prinseseră pe vărul bărbatului conducând tot fără permis și bănuiau că și el face la fel. Cele trei clipuri postate au fost dovada de care aveau nevoie. Agenții s-au sesizat din oficiu și l-au reținut. Este al doilea caz înregistrat în mai puțin de o lună în care un șofer îi pune în pericol pe cei aflați cu el în mașină ori în trafic. Luna trecută, un șofer din Vâlcea conducea mașina cu genunchiul în timp ce deasupra volanului își ținea bebelușul. Cineva a filmat totul de pe bancheta din spate, posibil chiar mama, care a și postat videoclipul pe TikTok. Polițiștii monitorizează rețelele sociale și imediat ce descoperă un astfel de clip, îl salvează pentru că de multe ori utilizatorii se răzgândesc și îl șterg. Odată ce au salvat postarea și autorii sunt identificați, aceștia se pot alege cu o amendă sau un dosar penal. Numai de la începutul anului, peste 460 de accidente rutiere grave au fost provocate la nivel național de cei care s-au urcat la volan deși nu aveau permis de conducere. Din păcate, în urma acestor incidente, 70 de persoane au fost rănite grav, iar 21 au murit.